Constituția spune următorul lucru. Articolul 40, alineatul 4. Asociațiile cu caracter secret sunt interzise. Merg pe ideea că ei, vezi, Doamne, au devenit discreți din secreți, ba mai mult, un guvern al României, înțesat de masoni, pentru că ăsta e rolul lor, până la urmă, ca să ajungă să controleze prin aceste mijloace oculte și guverne și parlamente și justiție și poliție și jandarmerie și gardă de la prefectură și orice. Tot ce mișcă, tot ce zboară, tot trebuie să fie controlat de masonerie, adică se bate până și divinitatea. Deci nu există Dumnezeu, există ceva ziditorul sau cum îl califică ei. Am aflat însă și să știe că un guvern al României a adoptat o hotărâre prin care masoneriei a fost recunoscut statutul de utilitate publică. Îmi îngădui să spun că este o hotărâre de guvern clar împotriva Constituției și chiar și împotriva legii. Că acum este o batjocură. Deci oamenii aia de elită, din cultura țării, cred că se întorc în mormânt când citesc, sigur, metaforic vorbind, listele masonilor de astăzi.